Revenim la doza de sănătate în legătură cu doamna doctor Claudia Adriana Nicolae, medic alergolog. Doamna doctor, mă bucur că suntem din nou împreună. Și eu nespus, mă bucur să vă revăd. Și pentru că dățile trecute când ați pomenit de alergii și de reacțiile alergice, care pot merge până la reacții mai severe, obstructive, astmul bronșic alergic. Aș vrea să ne explicați exact cum se manifestă și ce putem face pentru a preveni astfel de crize. Când vorbim despre fenomenele bronhoobstructive asociate unei reacții alergice la alergenele respiratorii, că vorbim despre alergene de interior, sau că vorbim despre alergenele respiratorii prezente în afara casei, discutăm despre un tablou care nu mai se rezumă la simptome din partea nasului, strănuturi, nas înfundat, nas curgător, mâncărimi de nas, mâncărimi de ochi, secreții conjunctivale. De data aceasta discutăm despre apariția unor simptome care traduc o inflamație la nivelul tractului respirator inferior, a căilor respiratorii inferioare, și ele sunt următoarele. Deci avem de-a face cu tuse, tuse seacă, iritativă, uneori slab productivă, asociază respirație șuierătoare, așa numitul wheezing, dificultăți de respirație. Toate pot duce uneori în fazele severe la insuficiență respiratorie și necesită prezentarea în sistem de urgență, în camera de gardă sau imediat trebuie să se adreseze medicului care urmărește cazul. Deci discutăm despre crize de azi care pot apărea, repet, atunci când te expui la o concentrație suficient de mare a alergenului față de care organismul tău a dezvoltat o reacție de respingere. Și aici discutăm în cazul alergenelor de interior de cele mai multe ori despre acarieni și fiind în vacanță, uneori copiii se deplasează la bunici, bunicii au case mai vechi, nu renunță ușor la obiectele vechi ale lor, dragi ale lor, au saltele mai vechi, poate au foarte multe covoare, au o încărcătură mai mare de praf de interior. Moment în care copilul abia ce a ajuns și vrea să se bucure de vacanța și să-și petreacă zile frumoase împreună cu bunicii săi, te trezești că se întoarce acasă în 2-3 zile, pentru că începe să tușească, nu mai poate să se odihnească noaptea, șuieră, are dificultăți de respirație și are nevoie de o altfel de medicație decât cea obișnuită antihistaminică sau cu picături de pus în nas sau în ochi. Ai nevoie deja de cu totul altceva, respectiv de o medicație inhalatorie care poate să te scoată din impas, adică este o medicație de criză și imediat trebuie asociată și o medicație antiinflamatoare. Când vorbim despre alergenele de exterior, aici de asemenea putem să avem la cei care suferă de alergii sezoniere exacerbări ale simptomelor obstructive bronșice sau chiar apariția pentru prima dată a acestora atunci când discutăm despre sezoane cu concentrație foarte mare de polen. Se poate întâmpla atât în oricare dintre sezoanele polinice, fie că discutăm despre arborii timpurii, fie că discutăm despre polenul de graminee sau polenul de buruien și, de asemenea, foarte des întâlnite sunt aceste crize atunci când discutăm despre mucegarurile de exterior. Cu precădere pentru că sporii de mucegai au dimensiuni chiar mai mici decât grăuncioarele de polen și atunci penetrează mai adânc și declanșează fenomene inflamatorii direct la nivelul căilor respiratorii inferioare și apar fenomenele bronhoobstructive traduse, după cum v-am spus, prin tuse, accese de respirație șuierătoare, dificultăți de respirație, respirație greoaie.
Nu trebuie să se sperie părinții, trebuie să știe că e de acționat atunci să se adreseze medicului ca să știe exact ce au de făcut, care este medicația, care sunt medicamentele, Da, care de sunt cele mai pașii. multe ori, atunci când un copil sau un adult este diagnosticat cu o rinită alergică, imediat trebuie să te gândești că s-ar putea să asocieze și un nivel de hiperactivitate bronșică și la un moment dat ar putea să facă chiar astm bronșic. Și atunci datoria noastră este să le povestim și despre această posibilitate și să îi instruim oferindu-le un plan de acțiune pentru astfel de situații. Deci atunci când totul este organizat și știe ce are de făcut în funcție de situație, atunci cu atât mai mulți nu se mai sperie. Deci știe să acorde primul ajutor și apoi să ceară ajutorul de specialitate. Mulțumim tare mult pentru toate sfaturile. A fost doamna Mare doctor drag. Claudia Adriana Nicolae alături de noi și astăzi medic alergolog.